Piața din Micro 17 oferă comercianților condiții civilizate și peste 100 de locuri de vânzare. Tot aici funcționează și o hală modernă de lactate unde produsele sunt păstrate conform normelor de igienă și sunt mereu proaspete. N-am avut, afară am vândut. Deci piața asta n-a avut hală niciodată. Da, bine, da, înțeles. Sunt mulțumit și spun că se reîntorc. Deci, care au plecat în celelalte piețe, tot se reîntorc. Tot mai mulți clienți avem deja. Vin tot a doua zi să fac cumpărături, să iau lactate. Cum da. Se pară condițiile în care sunt păstrate produsele? Este o idee foarte bună că s-a îngrădit produsele cu lactate și cred că și pentru cei din jur, cei care vând, este o soluție foarte bună. Îmbunătățiri mai pot fi făcute conform unor comercianți care doresc protejarea pieței, astfel încât în timpul iernii să nu fie atât de frig. Propunerea a fost deja luată în calcul de către administratorul pieței, care susține că modernizări și îmbunătățiri se pot aduce și pe parcursul anului 2015, însă față de cum arăta înainte piața, acum sunt condiții decente pentru toată lumea. Foarte bune. Numai că ar trebui totuși să se închidă într-o parte, că e foarte mare curentul. În schimb, e frumos, e elegant, e uman, e frumos. Ne place. Sunt condiții optime, inclusiv pentru cereale, legume, fructe, pentru partea industrială, pentru hală, în hala de lactate, pentru produse lactate. Sunt condiții foarte bune. Așteptăm pe toți comercianții care vor să vină să desfășoare activitățile la noi în piață. Cea mai modernă piață pe care o avem în județ. Și noi așteptăm cu drag. Ești nemulțumit doar pentru că despre elul ăla din spate. Da, este puțin curent, dar cum am vorbit și cu domnul Buzea și cu domnul primar, o să remediem problema oricum, o să închidem elul ăla din partea. Dar acum, oricum vine căldura, vine vara, o să-l închidem până în toamnă se închide. Municipalitatea dorește în cursul acestui an reabilitarea totală a tuturor piețelor din municipiul Satu Mare. Următoarea pe listă este piața Someș, unde consilierii locali și conducerea primăriei dorește ca din banii plătiți de chiriași să amenajeze spații destinate comerțului la standarde europene și chioșcuri individuale pentru fiecare comerciant în parte.